Spaniolii au stat cu orele la cozi interminabile pentru a schimba vechile monede ale țării, pesetas, în euro. Astăzi este ultima zi în care mai pot face asta, deși Spania a trecut la euro în 2002. Potrivit estimărilor oficiale, spaniolii încă au pesetas în echivalentul la 1.600.000.000 de euro. Speriați că pierd banii vechi, oamenii s-au îngrămădit la ghișeele băncilor. Numai că lucrurile au mers mai greu decât se așteptau autoritățile și spiritele s-au încins. Urmăriți un reportaj realizat de corespondentul Prima TV în Spania, Alin Petrică. Încă de la primele ore ale dimineții, sute de locuitori din Valencia s-au așezat la coadă. În mare parte bătrâni, toți speră să poată schimba pesetas pe care îi păstrează de zeci de ani acasă în euro. Pentru 177 de pesetas primesc un euro, așa că majoritatea au venit cu banii în plase și pungi. Tengo muchísima moneda de uno, pero poco más, entonces por lo mejor llega 30 euros si llega. ¿Merece esta cola, 30 euros? Hombre, 30 euros son 30 euros, ¿eh? Para tabacos también. ¿Merece la pena? No. ¿Por qué cambiamos? Porque somos pobres y hay que replegar lo poco que tengamos. Porque si fuéramos ricos no cambiaríamos el dinero. Coada se încheie aici cu intrarea în bancă. Sunt spanioli fericiți pentru că după câteva ore de stat au reușit să ajungă și intră. Nu același lucru pot spune despre cele câteva sute care dau roată întregii clădiri. Este o coadă lungă de câteva sute de metri. Ei înțeleg și știu că nu mai intră, totuși așteaptă să vadă ce se întâmplă. Sunt nemulțumiți că guvernul a decis ca numai în unele orașe, în marile orașe, să se poată schimba. Asta înseamnă că aici în Valencia vin din toată comunitatea să schimbe acești bani. Fiecare spaniol ar fi putut să schimbe vechea monedă în oricare din zilele celor aproape 20 de ani scurși de când regatul a trecut la euro. Cu toate acestea, nimeni nu pare să se fi grăbit. Suma estimată de pesetas aflată încă liberă este enormă. Am aici monede pesetas 170. Asta înseamnă că dacă aș sta la toată această coadă, aș primi un euro pe ele. Este estimat că în Spania există în acest moment în format metalic, monedă și hârtie, numai puțin de 275 de miliarde de pesetas, echivalentul a 1.600.000 de euro. La ora 14, când s-a terminat oficial programul, gardienii au închis ușile. Afară au rămas sute de oameni nemulțumiți că au stat ore întregi degeaba și că nu au reușit să schimbe. Han dejado pasar un montón de gente, que billetes y billetes no, un descontrol total y estamos súper descontentos porque aparte yo soy joven, bueno vale, pero hay un montón de personas mayores que llevan esperando aquí por lo menos 5 horas y no les han hecho ni caso, me parece una vergüenza. A mí fatal, una indecencia. ¿Y qué haces? Pues qué haces, irme a casa. ¿Y con las pesetas qué haces? Ahí pues nada. La guardaré en una caja. Nu toți spaniolii vor să schimbe vechii bani în euro. Alejandro este colecționar. El știe că sunt anumite monede care costă cu mult mai mult decât oferă statul pe ele. Sumele pot varia între câteva sute de euro și câteva mii. Hay monedas de estas, por ejemplo, de una peseta que han llegado a pagarse en subastas hasta 1.500 euros. Pero solamente aquellas monedas que son perfectas tienen un precio numismático o un valor numismático mucho menor que el billete. Economiștii spun că impactul bugetar este mic, mai ales că o mare parte din masa monetară veche s-a pierdut sau a fost aruncată.